Shakira, hala masă. Ha, Shakira. Hada. Hala masă. Pe vremuri, în coloniile de romi era o mândrie să porți numele unui artist de dincolo de granițe. Treptat, lucrurile au evoluat, iar oamenii au ajuns să poarte nume de obiecte sau de mâncare. Faceți cunoștință cu raion. Când era copil, a primit acest nume de la părinții, dar nu i-a plăcut niciodată și s-a ferit să spună cuiva cum îl cheamă. Eu când eram mic, mie mi-a pus numele al bătrân sau al bătrână raion. Na, poftim, un nume care nu leagă cu nimic. Nu... Și mie mi-e rușine câteodată de... A, raion, ce asta? Ce... Pe cuvânt și eu vreau să ia așa câteodată. Pe mine nu mă supără, că toată lumea îmi spune de aici, din comunitate, îmi spune cârnat. Și m-am învățat cu numele ăsta. Dar nu, în oraș nu, în ieșire din comunitate. Nu, numai aici. Noul cod civil le interzice ofițerilor de stare civilă să înregistreze prenume de acest gen. Printre romi, vestea este privită cu ochi buni. Trebuie un nume care... E acum, alt nume, numai pe numele ei. La serviciul de evidență a persoanelor din Drobeta, Turnul Severin, nu s-au mai înregistrat în ultima vreme astfel de solicitări. Rămân totuși în actualitate prenumele actorilor din telenovele. La oficiul stării civile din municipiul Drobeta, Turnul Severin, trecând în revistă actele de naștere înregistrate în ultimele luni, aproximativ 150 pe lună, nu putem concluziona că sunt nume ciudate. Sunt o parte dintre acestea, să zicem 10% cu rezonanță străină, însă nu ieșite din comun. Noul cod civil a intrat în vigoare de sâmbătă, 1 octombrie, și rămâne de văzut dacă această prevedere va prinde la publicul doritor de nume ieșite din comun.